Bună seara! Bună seara! Cum să vă întreb? Întrebarea clasică, două puncte pierdute sau un punct câștigat? Da. După aspectul jocului e un punct câștigat, adică e un punct echitabil, trebuie să fim realiști că și ei au avut câteva ocazii bune, dar să știți că din punctul meu de vedere minutul 1 la cornerul nostru, Cascini, din punctul meu de vedere este penalti. A lovit, nu, cu piciorul este penalti, când a sărit cu capul. Este penalti, îl lovește înainte sau odată cu lovirea mingii, da? Și vă mai spun că minutul 50 și ceva la banca noastră, al doilea fault al lui Birligean, în care este de galben și cred că este al doilea galben, dar nu mai contează. Până peste alta, în afară de aceste lucruri, un arbitraj foarte bun și trebuie să felicită, brigada de arbitri trebuie felicitată. Este important că ne-am schimbat atitudinea, este important că am avut reacție, este important că am înțeles că trebuie să suferim în anumite momente și că trebuie să ne sacrificăm. Numai așa putem face, prin spirit, prin atitudine, prin grup unit, și de aici este un punct de plecare. Cred că am jucat de la egal la egal și chiar dacă și ei au avut în prima repriză niște ocazii, am avut și noi câteva ocazii clare și să ai cu CFR-ul undeva la peste 12 cornere din care să și înscrii și să îți creezi și 3-4 ocazii clare sau niște situații destul de periculoase, eu cred că este bine pentru noi în acest moment și că ăsta este în primul rând este un punct de moral și de încredere. Spuneți-mi și mie, cum se poate apăra un adversar din Superliga României în fața CFR-ului la fază fixă? Pentru că astăzi ați primit un gol din fază fixă de pe consul scurt. E adevărat că și dumneavoastră ați înscris la fel, dar și noi am înscris. Dar și noi cum se pot opri gol? Fazele astea? Este locul la gol al CFR-ului. Am crezut că rezolvă această problemă din punctul ăsta de vedere, dar am anumit jucători care nu se comportă foarte bine și pierd marcajul pentru că nu, unii dintre ei nu au fost obișnuiți să facă marcaj și acum sunt supuși la acest lucru, dar trebuie să mai lucrăm. E într-adevăr, sunt o echipă retutabilă, au câștigat și campionate cu goluri din faze fixe, este arma lor, să zicem, și o fac foarte bine, pentru că au talie, sunt puternici, au timing foarte bun și în momentul, o fracțiune de secundă de neatenție îți marchează gol. Dar trebuie să fim mult mai atenți și mult mai responsabili. Ați spus de un punct de plecare și de reper. Poate fi, sau măcar până ați rămas în inferioritate numerică, poate fi acest parcurs, aceste, nu știu, 55-60 de minute, într-adevăr un reper pentru restul sezonului, pentru că mi se pare că dacă puteți juca la acest nivel și în asemenea ritm, ok, cu CFR a fost 1-1, dar cred că cu alte adversare puteți mai... Dar dacă prestăm și continuăm și avem această constanță în jocul de astăzi, pentru că până la eliminarea lui Damian, cred că am făcut un joc bun. Am avut și posesie, am avut trasee bine stabilite și puse în aplicare. Dacă continuăm așa și rămânem în continuare modești și muncim și ne dorim mai mult, e clar că putem să punem probleme mari și să fim mai sus decât suntem acum, pentru că asta ne dorim. Ne dorim să o luăm meci cu meci, nu avem timp de declarații, nu avem timp de supărări sau de alte lucruri. Trebuie să muncim zi de zi, trebuie să fim modești în continuare și asta este cel mai important, că este disciplină. Este disciplină tactică, dacă mai sunt anumite momente când mai scârții, dar în general este disciplină tactică, este disciplină în vestiar și asta este lucrul cel mai important. Mulțumesc!